la o înțelegere între președintele nostru Mircea Joană și între doamna Daniela Popa. Domnul Marinescu dorește să rămâie pe un colegiu în București. Unii dumnealui au promis Partidului Conservator că va câștiga alegerile în acel colegiu și nu știu și nu poate veni la Botoșani. Are mai multe activități duse la îndeplinire acolo.